O nouă zi de Survivor România. Start zi de imunitate. Jocul de astăzi va fi pe uscat, concurenții vor avea un obstacol de sărit, mai departe vor intra printr-un nisip forțat, vor săpa să poată trece. Mai apoi vor trece printr-un tunel în X, mai departe urmează un bazin în care se vor arunca și vor merge pe o structură de lemn, vor urca, vor coborî în această structură. Urmează niște tunele pentru fiecare concurent în parte. La proba de finală vor trebui ca concurenții să asambleze un puzzle mozaic, iar când puzzle-ul este gata, concurenții vor arunca și fixa două frisbee-uri pline în centrul unei structuri rotunde, romboitale. Se va face din nou extragere cu cifre, cine cu cine se luptă pe traseul de astăzi. Așadar, concurenții au extras bilele în următoarele. Robert și Dan Ursa se vor duela. Ciomag și Moromete se vor duela. Porcolap și Grebenișan se vor duela. Ștefania și Crișan se vor duela. Fiecare concurent are câte două vieți, odată pierdute cele două vieți vor pierde șansa de a mai juca. Start luptă individuală. Start imunitatea de astăzi. Robert și Dan Ursa pe traseu. Robert ajunge înainte. Robert face prima dată puzzle-ul. Robert fixează două frisbee-uri. Dan Ursa fixează un frisbee. Robert are două vieți. Dan Ursa are o viață. Porcolab și Grebenișan pe traseu. Porcolab ajunge înainte. Porcolab face prima dată puzzle-ul. Porcolab fixează două frisbee-uri. Grebenișan nu fixează niciun frisbee. Porcolab are două vieți. Grebenișan are o viață. Ciomag și Moromete pe traseu. Moromete ajunge înainte. Moromete face prima dată puzzle-ul. Ciomag fixează două frisbee-uri. Moromete nu fixează niciun frisbee. Ciomag are două vieți. Moromete are o viață. Ștefania și Crișan pe traseu. Crișan ajunge înainte. Crișan face prima dată puzzle-ul. Crișan fixează două frisbee-uri. Ștefania nu fixează niciun frisbee. Crișan are două vieți. Ștefania are o viață. Robert are două vieți. Porcolab are două vieți. Ciomag are două vieți. Crișan are două vieți. Dan Ursa are o viață. Grebenișan are o viață. Moromete are o viață. Ștefania are o viață. Grebenișan și Dan Ursa pe traseu. Dan Ursa ajunge înainte. Dan Ursa face prima dată puzzle-ul. Dan Ursa fixează două frisbee-uri. Grebenișan fixează un frisbee. Dan Ursa are o viață. Grebenișan este eliminată din șansa pentru a câștiga imunitatea. Ștefania și Ciomag pe traseu. Ștefania ajunge înainte. Ștefania face prima dată puzzle-ul. Ștefania fixează două frisbee-uri. Ciomag fixează un frisbee. Ștefania are o viață. Ciomag are o viață. Robert și Porcolab pe traseu. Robert ajunge înainte. Robert face prima dată puzzle-ul. Robert fixează două frisbee-uri. Porcolab nu fixează niciun frisbee. Robert are două vieți. Porcolab are o viață. Crișan și Moromete pe traseu. Crișan ajunge înainte. Crișan face prima dată puzzle-ul. Crișan fixează două frisbee-uri. Moromete fixează un frisbee. Crișan are două vieți. Moromete este eliminată din șansa pentru a câștiga imunitatea. Crișan are două vieți. Robert are două vieți. Dan Ursa are o viață. Ciomag are o viață. Ștefania are o viață. Porcolab are o viață. Ciomag și Robert pe traseu. Robert ajunge înainte. Robert face prima dată puzzle-ul. Robert fixează două frisbee-uri. Ciomag nu fixează niciun frisbee. Robert are două vieți. Ciomag este eliminată din șansa pentru a câștiga imunitatea. Ștefania și Dan Ursa pe traseu. Ștefania ajunge înainte. Ștefania face prima dată puzzle-ul. Ștefania fixează două frisbee-uri. Dan Ursa fixează un frisbee. Ștefania are o viață.
Dan Ursa este eliminat din șansa pentru a câștiga imunitatea. Crișan și Porcolab pe traseu. Crișan ajunge înainte. Crișan face prima dată puzzle-ul. Crișan fixează două frisbiuri. Porcolab nu fixează niciun frisbee. Crișan are două vieți. Porcolab este eliminată din șansa pentru a câștiga imunitatea. Robert are două vieți. Crișan are două vieți. Ștefania are o viață. Robert și Crișan pe traseu. Robert ajunge înainte. Robert face prima dată puzzle-ul. Crișan fixează două frisbiuri. Robert nu fixează niciun frisbee. Crișan are două vieți. Robert are o viață. Ștefania și Robert pe traseu. Ștefania și Robert ajung deodată. Robert face prima dată puzzle-ul. Ștefania fixează două frisbiuri. Robert fixează un frisbee. Ștefania are o viață. Robert este eliminat din șansa pentru a câștiga imunitatea. Crișan are două vieți. Ștefania are o viață. Crișan și Ștefania pe traseu. Crișan ajunge înainte. Crișan și Ștefania fac puzzle-ul deodată. Crișan fixează două frisbiuri. Ștefania fixează un frisbee. Crișan are două vieți. Ștefania este eliminată din șansa pentru a câștiga imunitatea. Crișan este finalistul imunității și câștigă cu două vieți. Acesta nu a pierdut nicio viață în meciurile de astăzi de pe nisipul dominican. Crișan primește colanul de imunitate astăzi și imunitate deplină după mai multe meciuri intense pe terenul dominican. Crișan primește un suc rece, dar el poate împărți cu încă doi membri Taino. Crișan îi alege pe Ștefania și Grebenișan. Le alege pe ele deoarece și ele i-au oferit șansa de ieri la hotel, mâncare și plimbare cu elicopterul. Purtătorul de colan va alege cine primește biscuiți să mănânce împreună cu el. Crișan alege să împartă biscuiții cu Ștefania și Grebenișan. Venim cu informații în premiera de la Dan Andrei. Cine este descalificat în gala de duminică, cine primește cecul și toate informațiile în avans doar pe acest canal? Lasă un like la videoclipuri și abonează-te la acest canal, mulțumesc! Avem concurentă care va fi eliminată și concurentă care va fi descalificată. Cel care va primi cecul din gala de duminică nu vă veți aștepta cu siguranță. Cea care va fi descalificată nici atât nu vă va vine să credeți, pentru unii va fi o ușurare, pentru alții o dezamăgire. Concurentul care primește cecul și cei 5.000 de lei din această duminică este concurentul cu numele Ionuț. Ionuț este cel mai votat concurent. Lasă un like la videoclipuri și abonează-te la acest canal, mulțumesc! Concurent care va fi eliminată va fi concurenta cu numele Aisea. Așadar, Aisea va spune adio emisiunii Casei Iubirii. În săptămâna care urmează, nu știm cu exactitate data, concurenta care va fi descalificată definitiv este concurenta cu numele Nona. Nona este descalificată definitiv din competiția Casa Iubirii și nu mai are drept de apel. Patrick încă este prezent în emisiunea Casa Iubirii. Ce părere aveți, va pleca Patrick după Nona sau va rămâne să-și continue parcursul în Casa Iubirii? Pentru a vedea ce se întâmplă în gala Casa Iubirii, dar și alte detalii importante, cine este favoritul galei, cine este eliminat? Lasă un like la videoclipuri și abonează-te la acest canal, mulțumesc! Adevărul despre lipsa hranei concurenților de la Survivor 2023. Fanii show-ului Survivor 2023 au răbufnit pe rețelele sociale, după ce, recent, administratorii contului Viperele Vesele de pe Instagram ar fi dezvăluit informații privind presupusele jocuri de culise de la ProTV. Un scandal de proporții a izbucnit în mediul online, după ce pagina de Instagram Viperele Vesele, renumită pentru predicțiile și sursele lor infailibile, a dezvăluit detalii șocante din culisele show-ului Survivor România 2023. Ce mâncare ar fi primit, de fapt, participanții concursului? Conform surselor acestora, pe care fanii le urmăresc cu interes de fiecare dată, 5 dintre faimoșii acestui sezon ar fi încălcat regulamentul emisiunii. De asemenea, aceleași surse susțin că motivul real pentru care ar fi fost eliminată Ada Dumitru de la Survivor nu ar fi fost din considerente medicale, ci ar fi fost încercare de-a producătorilor emisiunii de a opri acest fenomen. Mai exact, vedetele ar fi cumpărat alimente și mâncare fast food de la anumite persoane din producție, cu bani pe care i-ar fi ascuns, îngropat în diferite locuri din junglă.
Concurenții ar fi mâncat pe ascuns și ar fi băgat bani pe insulă, vedetele care ar fi fost prinse trișând. În cazul în care vă întrebați cum anumiți concurenți se împlinesc, cum ajung după 2 luni de competiție cu rotunjimii, vă oferim răspunsul. Mesele multe și dese din fac camp, locul unde se doarme după consilii, dacă se depășește ora 17 și cele cumpărate de la paznicii și medici dominicani.